Găsesc la un nou vlog pe canalul meu Adrian Cătălin. De data aceasta vreau să dau gaură în cheia asta, că uitați, am aici bormașina, alimentez acumulatorul, băgam burghiu aici în vârf. Oho, are putere, s-a încărcat. Vreau să dau gaură în cheia asta. Bine, ce-o mai rămas din ea o să o aranjez, că vreau să fac o chestie din aia ca o monedă pentru căricioarele de la... Cred că imediat să spargi aici. Aha. Dar ce boală s-a întâmplat? Opa, gata. S-a spart. Uitați. Aici o vom prinde cu ceva. Aici am tursa mea de scule. I-am trimis un videoclip la prietenașul meu, Pavel. O să strâng eu de aici, o să scutur înapoi. Era cam slab acumulatorul la asta, era slab. Imediat o să mut unii. Cred că e suficient. Uite așa. Da, perfect. Când o să mă duc uitați, s-a dat gaura. O să mă duc sus la mine în mansardă, o să tai de aici frumos, uite așa, rotund. O să pun aici o chestie cabreloc și să o am pentru căricior. Mă duc la cumpărături să nu mă, dacă n-am monede de 50 bani, pac o bag pe asta și e exact la fel. Am făcut un pic de mizerie aici, dar o să scutur imediat. Da, cam acesta a fost vlogul. Vă mulțumesc în continuare pentru cei 1078 de abonați care i-am. Uitați, aici e acumulatorul. Plus minus, plus minus, vedeți, îl băgam așa. L-am încărcat. A pornit, vedeți pe roșu și verde, imediat o să opresc blițul. Gata, vedeți? Da, cam acesta a fost vlogul pe astăzi. Am dat gaură în cheia asta, dacă o puneam invers, puteam să o pun și invers, dar trebuia să o decupez perfect rotund. De aici așa o să decupez de aici, pac, frumos că am flex, e ok, e vechi care am găsit-o, m-am gândit să fac pentru căricior, când mergeți la cumpărături, o atașez de cheile mele, când merg la cumpărături, dacă n-am fi 150 de bani, pac, bag cheia și e perfect pentru căricior. V-am pupat, ne vom revedea la un nou vlog. Să știți că sunt foarte obosit, am fost în tura de noapte, mâine sunt din nou la servici, vlogul o să apară mâine dimineață la ora 8. Am o mașină aici, Dexter se numește, cu acumulator de ăsta, e foarte bună,
am cumpărat-o de la Leroy Merlin. Am zis o am și eu acolo acasă, că uite, mai am nevoie. Am și o bormașină din asta normală. Am și bormașină din aia care dau ca ori în pereti. Pentru uzu casnic. Nu sunt așa profesional, nu sunt așa wow, dar în schimb îmi fac treaba cu ele. Bine, v-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog. V-am pupat.